lumea se petrecea într-un cadru sinistru. Era întuneric, beznă, beznă și o lumină mare. Ea era spăimântată rău de tot. Mamă, dacă ați fi văzut-o, ce actriță! Știți cum trăia? Vai, leu, ziceai că e adevărat. Deodată... Da! Tu, Doamne, iartă-mă. Apare el! Se apropie, parcă din ce în ce mai mare. Și începe să-l bată pe mutant. Și dă cu stânga, și dă cu dreapta, și mai dă cu picior! Eu să trăiesc! Primele pauze! Relaxați-vă, bă, că uite și șeful ce relaxat. Păi, vedeți că m-au anunțat de la minister că săptămâna viitoare trebuie să vină un american pentru o conferință și vor să-l cazeze la noi aici. Să nu dea necuratul să faceți vreo tâmpenie, că mă tur unitatea cu voi, mă. Băi, vreau ospitalitate românească, mă. S-a înțeles, șeful, dacă vreți să-i facem și program artistic, că noi n-avem nimic împotriva. Nu e o idee rea. Apucați-vă de treabă. Hai că vreau să aud cum repetați. Să trăiți! Înțeles, să trăiți. Aoleu. Hai, trească, bagă-l unde a rămas. Da, da, doar secent. Când el se bătea cu șeful, monstru... lăsați-l mai bine de film. Hai mai bine să ne gândim ce program îi facem lui ăsta. Și la ibar să ne mai gândim. Îi faci tu un striptease, că ești meseriașă la asta și cu asta l-a terminat. Aoleu, domn sergent, păi vreți să orbească americanul? Domn sergent, domn comandant a zis să-i facem ceva specific românesc, nu? Gogoașă, da. Striptease e cu specific românesc. Da, da. De ce crezi că vin, mă, străinii la noi în țară? Vin ca să vadă striptease, că doar nu vei să vadă călușarii. Că nu-i plac călușarii. N-are nimic, mă, că acum ai permis. Și mie îmi plac călușarii când le văd vețele alea. Auzi, șeful, dar nu mai bine le pregătim noi ceva tradițional american? Ce, mă, curcan? Nu, șeful, mă refeream la un dans ceva. Ca să arătăm că știm și noi tradițiile din țara lui. Hai că dacă luăm pe patriotism, îl rupem în două, nu? Mă, nu era ideea. Dar ce naiba de dans tradițional american au americani ăștia? Stați așa... Hai să o luăm logic. Cine a fost strămoșul americanilor? Stai, nu zice că știu rusi. A fost moșul ăla după bagnota de un dolar. Nu, eu mă gândeam la... Dinaintea lui, cine a fost? Mai înaintea lui un dolar... Ia, hai, 50 de cenți, dar pe ăsta nu știu, că eu nu prea am lucrat mărunțiși, mă înțelegi? Nu, șef. Gata, știu! Era strămoșul americanului, era indianul, Piile Roșii! Bravo, măi, buraș, bingo! Vedeți că nu e proastă, a? V-am zis eu, mă, că trebuia să crească cineva IQ-ul Plutonului. Hai și tine, trașcă, ce vrea să dansezi eu în dotarea goală ca indienii, a? Nu, șef. Da, nici măcar nici nu știm dansul ăla. Dar nu e greu deloc. Găsim pe Discovery tot felul de documentare de-astea cu ritualuri indiene. O să fie mai greu pentru Gogoașe să prindă versurile, că noi pașii ăia îi învățăm repede, ce naiba? Bravo, bă, să știi că nu-i rea ideea. Hai, toată lumea în fața televizorului și pe Fox Kids. Hai! Uga-chaka, uga-chaka, danga-lang, mai încet, mai încet, că nu-s mașină de scris. Stai în gură, Gogoașe, spune-mi la scrie acolo odată, că n-avem timp. Păi trebuie să mai învățăm și coreografia la dans. Șeful, ăsta nu cumva e vreun ritual de la voodoo, că eu simt o perturbare de energie. Și pe mine paranormalul nu mă minte, să știți. Păi bine, ți-ai folosit paranormalul ăla să ne-ai tradus ceaca-cea cu gacioaca-urile astea lui Gogoașe. Șeful... Că cine n-ai bale reține așa? Șeful, dacă ăsta e voodoo, e de rău. Pe cuvântul meu, că să lasă cu hipnotizări și cu nasoleri multe. Adică eu dacă citesc bazacurile care le-a scris Gogoașe acolo, îi las împrejur să hipnotizează toți? Toți, șeful, toți. Nu te bă de aici, că nu te cred. Păi, eu zic că trebuie să verificăm totuși. Cum n-ai bă, mă, să verificăm? N-avem cum să verificăm. Tu nu vezi că ăsta nu-i tradus? Dar șeful are Discovery în română la el în birou. Lăsați că mă duc eu și mă uit și vă spun de-o. Stai, n-ai de acolo jos, că destul l-ați năucit la
Ar fi te chestii cu dangalangaurile voastre. Iete, băi. Alo, da. Ce să fac, Ioan? Uite, mă uit pe Discovery. Ai văzut? Bine că n-avem indieni din ăștia în subordine să ne facă vreun vudu să ne trezim găini. Da. Ia zi, când îl aduci pe americanul ăla? Aha. Hai că i-am pregătit ceva frumos. Auzi, Călete, dacă tu crezi că noi stăm aici de spargem nervii și plămânii pentru tine, te șir. Că-ți dau la desură paranormalul ăla în cap. Om, Călete, ăsta e ritual voodoo, o simt. O să iasă nasol. O să iasă nasol. Da, mă, o să te transform tu în closet și o să vină gogoașa să stea pe tine să-și facă nevoile, mă. Aia o să te... Nici că aici îmi frâng cu toată lumea. Gata, gogoaș, dai drumul la ritual. Da. Două, trei și... și... Uga chaka uga chaka uga 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 chaka uga chaka uga chaka uga chaka uga 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 chaka uga chaka uga chaka uga uga chaka uga chaka uga chaka uga chaka uga chaka uga chaka uga chaka. Iară, mă, frate. Pupă-să! Dacă-ți mai ascuți cuțitul la contor, te omor, mă! Băi, și închideți ferestrele alea, că e curent! Uga, ceaga, uga, 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 ce-a fost asta, mă? Bă, cred că a fost vreun scurt pe undeva. Șeful, a dispărut iepuraș. Iepurașul, unde te-ai ascuns, mă? Păi, fată, nu face glume, că te găsește, dragi. Iepuraș, ți-or doi să apari imediat. Ia uite, bă, ați văzut că n-am dispărut nicăieri. Hai de mine, n-aveam noi norocul ăsta, șef. Ce te-ai costumat, făi, fată, în halul ăsta? Ăsta e ritual indian, nu-i de groază. Sunt copil nopții și am venit să mă hrănesc. Pentru că niște merdinele, ia niște eugenie, lasă-ne, că noi avem treaba aici. Sânge! Vreau sânge! Bă, mă, nici să vin! Bă, voi repetați acolo sau ce faceți? O fi vreun dans cu strigături? Cine știe ce... Ce ne facem, domn sergent, acum ai vampir? Ce v-am zis eu, ce ne facem? Ce ne facem, ce ne facem? Spune-ne tot că te ești paranormal. Nu stai să-mi ior la ești, că ești soldat NATO, bă! Suntem, bă, fi dur, fi ca un soldat! Ce ne facem acolo, cum ai ajuns vampir, bă, ca de-ar tata să te mănânce? Haideți mai bine să o exorcizăm? Da, mă duc eu după popă. Dar dracu a cei de popa prost, îți arde de cărți? Nu, de popă, de la adevăracu. Lasă, lasă, stai, doamne iartă, magic, că dacă mai vede și șeful, las că o stracizez eu. Dar știți procedura? Nu, dar am văzut eu într-un film cu Leslie Nielsen. Trebuie să-i răstucești capul de câteva ori și după aia... Aoleo! Ia... Aveți grijă, domn sergent! Iepuraș! Închide ușa la veciu, că-mi exciți toată unitatea! Mă, eu zic că a mers. Eu zic că am mers pe naiba, șeful. Mai tași copie, că m-ai nebunit. Uite, și-a revenit, nu mai e vampir, vezi? Și șeful, eu vă propun să dăm vraja înapoi.
Cum, gogoașă? Păi, spune din catacea, dansezi invers. Bravo, băi, ești genial, pentru asta, general, te fac, dă-i drumul. Să dai, Sadri, gata. Și, Păi, dar n-a spus șeful să dăm incantația în sens invers? Păi trebuie să și mergem în sens invers. Regulă, hai repede, hai! Șeful, a dispărut Trașcă! Hai la... Trașcă, unde ești, bă? Ce-ai făcut, gogoașă, că tu mor? Trașcă, ce cauți mă aici? Păi, fac ouă, nu vezi? Cot-codac, ce vrei, direct omletă? Ce voi? Ce vă holbați așa la mine? Hai, cărați-vă că mă constip! Cot-codac! Mă, ce-ți faceva, Chiorete? Bogoașe, ia vezi că erau scăpat găile din coteț! Hai, vezi ce e. Stați așa să caut, că nu e așa simplu, șeful. Aha! Zi o dată. Exact cum am bănuit. Cine a ascultat incantația să hipnotizează. Clar. Și e vreo șansă să scăpăm de chestia asta? Încerc, șeful, eu știu. Bă, ce se petrece, macia? Domn sergent, domn caporal Pupă să se crede Robinson Crusoe și vrea să prindă găina, ci că n-a mai mâncat carne de când a ieșit apă, insule! Măreți, îmi fă ceva că nebunesc! Ce prost sunt! Ia uite! Alerg o găină când eu am dită mai porcul pe insulă! Urmează-mă că asta mă mănâncă! Lasă-o, asta mă mănâncă! Dezleagă-mă, prinț al nopții, și o să fiu a ta! Dezdemona, dă-mi Batista! Ce Batista să-ți da, bă? Eu sunt Robinson Crusoe, nu sunt Dezdemona! Asta nu e fustă! Minți! Ce fun? Las puțin ce... Pleacă! Iago! Alo, asta mai lipsea! Otelo! Te sprii, mâna! Cogoașe! Vino! Vino, repede aici! Cogoașe! Fii atent că vraja își face efectul din timp în timp. Așa. Nu știu intervalele. Așa. Dacă eu pățesc ceva, n-am rămas decât noi doi. Dacă eu pățesc ceva, da. Fugi repede la domnul comandant și la anunți să vină cu un specialist, că suntem terminați. Da, stați puțin, că sunteți dintre mai paranormalul. N-are ce să vi se întâmple. Păi sunt, mă, Cogoașe, dar... Ce-ați pățit? Am intrat în zona de turbulențe. Da, mă, cum naiba să fii Otelo? Ești negru pentru că ești omul vineri. Și asta e insula noastră. Și atunci asta cine? Asta o canibală, dar în legatul că e agresivă. Și ăla? A, ăsta e papagalul meu. Nu vezi că e verde? Hai, Coco, sus pe umăr, hai! Tâmpiților, dați-vă că n-am unde să aterizeze! Un avion! Asta e salvarea noastră! Pispiric aviator, iar-ne și pe noi în zbor! Avion de vânătoare, după el! După el! Coco, vino și tu în spate! Salvează-ne și pe noi! Bă,
Voi ce faceți aici? Vă omorâți? Cu tine ce-i halul ăsta legată? Sânge! Nu, șeful, nu! Sânge proaspăt! Nu, șeful, nu! E periculos, șeful! Nu, șeful! Ai nebunit? Dacă el e ăla, dacă el e... Trece, șeful, că vă apăr! Vă apăr eu! Vă apăr eu! Pleacă, că nu merg combustibil, mă prăbușesc! Sergent, ăștia un nebunit! Jeff-ul, asta nu este cumva ala care ai lăsat la tine pe insulă? Ba da, vineri! Pe el, mă! Ce faci, bă, aici? Wow, nu se vede! Wow, wow, nu mai poți să faci în liniște în unitatea asta! Yes, of course. Vedeți, mă? Nu trebuie să știi limba, doar în priviri te înțelegi cu omul. Da, vă zic, bă, pregătiți-vă. Apropo, mister, ce vreau să zic. Dom'le, mare noroc că m-a făcut dumneata. Mare noroc, dom'le, dacă nu știi matare tehnici de-astea, vudu, eram și acum paci paranormal de ea. Oh, yes. Bunicii mei au fost indieni și la noi tradiția e. Șeful, am și o întrebare. Eu nu înțeleg o chestie, domnule. Cum domn caporal Chiorete, care dite mai paranormalul, s-a autohipnotizat și eu n-am avut nimic? Păi să uită și vudul ăsta la om gogoașe. Păi tu crezi că intră vudul în toți tâmpiții? No. Explicația este simplă. Capul Chelios a respins, a reflectat unda hipnotică. Șase, șeful. Mă, dar voi mă credeți pe mine prost să faceți mișto de mine? Da, șef! Ce-am făcut, șef? Cum, ce, Marleane? Nu mai ești tu omul vineri? Și tu? Nu mă mai mănânci? Ai noroc că ești femeie și nu dau un femei. Marș la arest toți! Șeful, dar stați puțin că am fost simbolizat cu vudul de ăsta. Ce, mă? Da, șeful. Uite, întrebați-l pe mister. Ăsta cine mai e? Locotenent Johnson, marina americană. Să știți că au dreptate. Au folosit un ritual voodoo și s-au auto-hipnotizat. Un ritual voodoo? Auzi, băi, nenică, și tu mă crezi prost? Tu ce crezi că eu nu mă uit pe Discovery? Nu știu ce e la voodoo? Ăsta e vreun tovarăș de-al vostru care l-ați adus să mă îmbărnige, a? Nu, șeful, dacă vă spun ăsta e indian, șeful, e bunicii lui, a fost... Ce bunici, mă? Are asta față de bunici indieni? Marș la arest toți! De bunicii mei nu vorbește nimeni așa. Uga ceaca, uga ceaca, uga ceaca, uga ceaca, uga ceaca. Ia uite ea! Ăsta mușcă? Domnul! Marșman! Domn comandant! Mă mușcă! Rămâneți cu noi! Revenim imediat! O, dacă calmează-te! La fix ați dat scop! Leagă-mă, prinț al nopții și am să fiu a ta! Râs ca panta! Chiorete, să vezi că mă mănâncă asta! Sau asta, n-ai zis, mă! Ăsta e papagalul meu, uite, nu vezi că e vierme? E vierme! Vierme! Da, mă, n-ai cum
să fiu Otelo? Nu vrei să ne pupăm? Măcar să fie ceva frumos în relația asta, e și păcat. Da, mă, cum n-ai vrea să fie Otelo? Auzi, hai 10 minute pauză, că am un gol. Da, mă, n-ai cum să fii Otelo. Mai faceți două ca să nu mai fug, ca să știu și eu. Cam și o vârstă. Gogoașă-n parte! Trezi, gogoașă! La dreapta! Uite, marș! Acum. Și acum, zidare! Pasează zidare la Bubescu! Bubescu, cămătarul, Rodion! Sus! Pe călcâie, șeful, pe călcâie! Idiotul! De câte ori... De câte ori v-am spus, mă, să nu vă mai jucați în unitate! Eu le spuneam tot timpul, șeful, idioților, de câte ori v-am zis, mă, să nu vă mai jucați în toate, că vă tai mingea. Le-am zis, da. Mă aliniați! Vă aliniați! Vezi? Băi, dacă vă arde de fotbal, de ce nu vă scrieți mai în echipă? Domnul comandant, dacă vă doare tare, săriți pe călcâie, uite așa. Bă, ce faci, bă, lângâși, mă, șeful? Și unde zicea să ne înscriem, șeful? În echipa de fotbal, la unității. Păi există? Păi ce credeai, Mârlane, că te așteaptă pe tine să înființeze? Pe tine te așteptăm să o înființezi pe aia de sumo. Abar n-aveți cu joc, șeful. Păi Mutu e mai slab de 50 de ori ca mine. Da, mă, cu vreo 50 de kilograme. Nu, șeful, pe tehnică mă refer. Dacă vreți, n-ară, dați mingea cu aici, iau tehnică. Nu, nu, te cred pe cuvânt, te cred pe cuvânt, te cred pe cuvânt. Potolește-te. Tu ca spun. Domnul comandant, permite și noi chiar putem să ne înscriem în echipa de fotbal la unității? Normal. Mergeți la preselecție și dacă sunteți buni. Vai, dacă e preselecția asta, șeful. Și acum? Chiar acum putem să mergem să ne înscriem? Normal. Și cămătarul dă cu capul și răducarul prinde mingea extraordinar. Ce faci, bă? Iar bați mingea aici, în dormitor? Optim, coșilor! Lasă că vine domn sergent acum și iar vă batem. Pac! Rodion cămătarul! Opa, opa! Alo! Ce naiba, mă? Ia uite, am intrat înăuntru, cred că nu mai am semnal. Stai un pic. Bă, ce-și cu telefoanele astea moderne? Acum auzi? Dacă stau așa. Da, zi, băi, atunci, hai că nu mai pot să stau mult, ne vedem din seară până la... Gogoașă, știi ceasă! Nu, 9 fără 10 să trece. Trebuie de la 11, mă, da? Bine, te pupa! Ia uite, mă, bă, proaste telefoane, stai, trebuie să deconectează chiar mama lui, dacă nu nebunesc. Șeful? Eu, cine? Hă? Eu, Gogoașă, ce? Vă place noul meu look? Ați mai văzut așa ceva modern? Hă? Cum e?
E ultimul regnet pupăză. Ultimul regnet la Londra. La aia mă gândeam, am îmbrăcat la Londra, toate de la magazin, că poate mă sun cu Victoria Beckham. E zbui de pâine la o ciorbă de burtă cu ea, la o vititel acolo și nu știu să am stil. Da? Mă rog, e până așa să nu uit. Marcă și mie un tatuaj pe mâna aceea, că așa are toți fotbaliștii de marcă. Doamna Mace, șeful. Ești împită cu ace, cu creionul de ochi. Nu știi că mi-e frică de Polidin? E. Bă, mă bucur că n-aveți probleme. V-am spus eu, șeful. La mine în unitate totu-i ordine și disciplină. Soldații mei sunt impecabili. Auzi, dar am văzut că aveți și o femeie. E o femeie? Ce femeie? Da, soldatul e puraș, corect, da. Ai grijă că dacă rămâne cumva însărcinată, te-ai nenorocit. Conform legislației astea noi, n-are voie să ridice un pai. Trebuie să o ții ca la hotel. Ia-te, mă, treașcă, și acum dimineață, Molnar până la Țălnar și înapoi, pasă lungă, iau-te acolo, inamicu, pas, te-am depășit, te-am driblat, așa, vine mingea, Duduleanu până la Meldiman, la Meldiman, sud pe poartă și pasă lungă până la Unirii, unde preia Dudu Georgescu, pas, mă, țin-și cam așa să driblează. Hai, dispozitiv 2, luați poziție. Acum ați vă arătat cum penetrează mingea un dispozitiv de 3 atacanți. Excellent. Ai văzut? După care, pah, pah, pah. Wow, bravo, ai repezit, ai preluat mingea. Bravo. Și ai vis. Vă mă termină mingea asta. Dispozitiv 3, luați. În următorul dispozitiv se arată cum se crăcesc 3 adversari dintr-un singur șut. Voilà. Pah. Oh. După care e driblat pe toți trei, Duduleanu, pah, pe care prelua mingea. Șef, a venit mingea înapoi, mamă, ce mare sunt. Și rupeți dispozitivul, că asta înseamnă, bă, hartă și precizie. Am înțeles, domn sergent, neamaipomeniți sunteți. Acum mergem să facem un duș? Mergem să fac eu un duș, tu. Mai pregătește-te, că n-ai destulă tehnică, bă. Că dacă vrei să-i scoți de la lot și pe mutul și pe chimul, trebuie să te pregătești, treașcă, mă înțelegi? Da, să trec. Hai, bagă mare. Înțeles. Și pe mutul și pe chimul, acum și pa! 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 Încep să mă enervez, mă, nu te lași până nu ți-arunc mingea aia. Hai, treașcă, bagă mai cu... Hai că tu nu ești putoare ca ăștia de să scoală la 12. Nu mai pot. Tu ești prost ca mine, dar te scoală la 5 ca să te antrenezi pe tine, că tu n-ai vână în tine să-ți faci antrenamente, domnul Zic. Marșa duminica, că nici eu nu mai pot. Vă mă rupe antrenamentele astea. Oh, no. Ah. Oh! Toți sergent, ați spărut mingea! Cum? Eu, unde e minciuța? Oh. Știu. Acurat-o, iepuraș. Vă jur, domn sergent, că de când mă amenință că... Dă-te, că îmi umplu pumnii de sânge, dacă... Unde-i spai mingea, că te crap? Nu-i la mine, șeful, jur? Oh. Dacă nu-i la tine atunci, Evan, marș pe culoare și bagă 100 de flotări, că te nebunesc cu bata! Uf, șeful! Iepuraș, nu execuți absolut nimic! Și nu te miști din pat! Sergent, fugă marș la mine, Miro! Unde-i? M-a întrebat de asta?
Șef, a stricat ușa! Măi, tu ești inconștient? Vrei să ne desfințeze ăștia unitatea? Îți bagi joc de o femeie gravidă? Care femeie, șeful? Că n-am mai văzut femeie de când m-am încorporat utilicar. De iepuraș este vorba. Păi ce, iepuraș e femeie? Ăsta gravidă? De ce? Tu n-ai văzut? Ești chior? Gravidă adică cu burtă la gură, nu? Exact. Nu se poate, șeful, imposibil. De unde știi tu, mă, că e imposibil? Ești steriletul ei? Nu, șeful, dar n-are burtă deloc. Mai mare o am eu ca ea. Și eu aș putea chiar să spun că încă n-am burtă. Ce vorbe, sergent? E, poate nu știi ce burtă are. Până la gură. Am văzut-o eu aseară. Ai, șeful, ce rea, că nu schior. Ia, iepuraș! Pasă alergător aici! Băi, ești tâmpit? Iepuraș, vino încet, te rog frumos, la comanda! Ordonați? Voilà, șeful! Ia uite! Te las capă din el, ați văzut, ară! Mași, bă, să-și pare că te calc în picioare! Băi, puteam să jur, am văzut-o cu ochii mei! O să-i fost obosit, șeful! N-a zis că n-are pic de burtă, ce mai? Mă, și dacă își trage burta pe timpul zilei, de rușine, că are copil din flori. Pe cum, șeful, se poate să-și o tragă ea singură? Normal. Ce nu fac femeile ca să nu-și piardă onoarea? Auzi, până nu suntem siguri, menajament la maxim. Nu o mai pui să facă absolut nimic. Șeful, păi da... E ordin. Am înțeles să trăiți. Fără că te mai prind, că faci ceva, dacă nu, suflu botul ăla de botoasă. E regulă, șef? Iepurașo, te mănânc friptă. Unde ai ascuns mingea? Spune! Nu știu, mă, poate o fi înghițit-o tovarășul al tău de mingicăreală. N-ai văzut ce burtă are? Dacă o să-i spun domnul sergent ce ai zis acum despre el, o să... te mănânce și el friptă. Bă, asta nu e mingea voastră, bă? Mingiuța noastră! Mă, 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 te-am găsit! Mă, mă. Ce bă, mă, dobitocule, așa, că am găsit-o în gunoi! Doamna iepuraș, ia spune tu mie, cine a scos mingea în gunoi, a? Spune! Ce faci, trașca, e nebunit? Tot sergent, am găsit mingea! A ascuns-o iepuraș în gunoi! Păi și... ce vrei? Dă-i drumul și spală-o! Ce fuda, e ascuns-o, nu eu! Mișcă că te zic! Știi ce faci cu aceea? Știți, eu de fapt... Nu de fapt ce? Ce te-a pus să speli podeaua? Că m-a fi cânciuful ăla tău acum! Nimeni, șeful, dar era rândul meu și... Era rândul tău! De când era rândul tău? Trece pas și odihnește-te cum ți-am ordonat! Nu era rândul tău! Era rândul lui... Rândul lui Covașa era! Balmeri. Dar nu e rândul meu! Să tași că te crăp, treci pe sector! Dar nu era rândul meu! Mă, treci că ți-a zis că era rândul tău să fleuca cu cârpa, era rândul tău și nu mai mă contrazici! Și voi? Voi marși toată lumea adunarea la sala de seminar că avem ceva de comunicat foarte important! Hai, marși toată lumea! Păi și eu ce fac? Eu nu vin? Păi tu de ce să nu vii, mai ce tu ai patru... galoane, păi, mergi și tu! Da, cu sectorul cu rămâne! Păi ce te-a pus, mă, să stai pe sector? Păi ce era rândul tău să faci sector azi? Care-i de vită cu măcar te-a pus pe sector? Marș! Că nu strâng securitatea cu tine! Ce facem cu mingea, șef? Lasă, dracu, de mingea, că mai... lasă nebunitul, dar... Da, nu aruncă ea! Treci, că te grăb! Așa... odihnă, șef, odihnă. Am avut dreptate. Iepuraș. E pădreacu. N-are cum, domn sergent. Eu cred că faceți mișto de noi. Asta-i vrăjeală, șeful, ca să nu mai facă ea nimic.
Tocmai asta e, mă, hai să-i demonstrăm lui șeful că-i țeapă, că nu e sărcinată. Și pormă, dacă nu o pune la jmotru, de lustrui podelele cu ea, mă. Da, cum ne va facem asta, domn sergent? Că noi n-avem ginecolog în unitate. A, acum eu știu, găsiți și voi, mă, o soluție, că eu nu mai văd capul de meciuri și de pregătire sportivă. Ce meciuri, domn sergent? Că încă nici nu v-au selecționat ăia, ce naiba? Bă, pupă-ză, aia e o formalitate, bă. Păi cine-și permite, bă, să-l piardă pe Mutul 2 de la Națională? Sergent, am eu o idee. Uimește-mă. Haideți să-i facem un test de sarcină, a? O barză de aia. Păi crezi că stăia într-un picior, mă? Bă, șefu, dar n-avem nevoie de ea. Avem nevoie doar de puțin pipi de la ea și rezolvăm. Și a zis, bă, bivolarule, cum îi recoltezi tu pipilică, mă? Te faci bideu? Domn caporal, e simplu de tot. O speriem și când face pe ea, fac testul. Ha? O speriem și dacă pierde sarcina, fac civilia. Da, nu e bună ideea. Am alta. Știu cum facem. Să mor tu. Da, șef. Hai, Chiore, ești gata. Mă, imediat. Hai, doi, trei și... Fă pipi că vine trenul, fă pipi că vine trenul, fă pipi că vine trenul. N-ați dracu cu trenul vostru, că m-a luat pe mine. Și mă grăbesc să n-ajungă trenul în care n-ai voie să faci. Stai, mă, că iar nu te aud. Am intrat în bunker, stai o leacă. Cine dragă și mie antena asta parabolicizează. Acum auzi? Da? Nu auzi. Te sună mai cât e ceasul? 9:10. Te sună pe la 9:10, bine? Bine, pa. Auzi, Mârlane? Da, dacă joci la Chelsea, ce cauți în cazarma asta? Ce să caut, dragă? Am venit să-mi iau livetul, că așa-mi cere Mourinho. Mă rog. Auzi, da, la valoarea ta ai editat mai celularul? Cum adică, dragă, stai cu aeroport incorporat, are garaj subteran și piscină cu jacuzzi deasupra, apropo. De-aia ți-a lăsat să faci o băiță cu mine. Apropo, mă! Ceva acolo? Nimic, domn sergent, nimic! Păi atunci vă las să vă ocupați mai departe, fetelor. Hai să mergem pe moțuică, că nu-i nimic de capul ăștia. Fă pipi că vine trenul, 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 fă pipi că vine trenul. Garantat este însărcinată. Dar mă rog, dacă mi-aduceți testul ăla de sarcină, garantat îl aducem, șeful. Bă, planul 2, hai dați! Auzi, mă, dar sigur în capul ăla în hazna? Hai să descurc el, că e băia mare. Hai zis, gogoașe! Da, șefu, la pute! Păi, mai spală-te, mă, și tu! Șefu, vine! Băi, Gogoașe, fii pe fază, că vine iepuraș! Haide, hai! Da, șefu, și cum procedăm dacă totuși este însărcinată? Gata, șef, a rezolvat-o, testul e negativ. Am înțeles, șefu. Am înțeles. Am înțeles. Așa o să procedăm. Am înțeles. Da, 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 da. Ce-i de test? Nu-i gravidă, șeful, e galben. Păi unde-i testul? Tu la dumneavoastră, mă, nea. Cum e galben, mă, că văd că e maro.
Ce ai făcut cu coasă? Unde l-ai băgat? Bă, ce dracoare asta, bă, că nu uzează deloc, auzi? A, e franțuzească, bă, dar o să știu, bă, a? S-o dai invers. Ce aveți, mă, ați înnebunit? Nu noi, dragă, șef a nebunit. Dar dacă ratezi din cauza ta întâlnirea cu fanele, dacă nu te ojești și pe dinți, auzi? Ce fotbalist căutați, fetelor? Că eu tot n-am înțeles până la urmă. El e. El e? Joacă la Chelsea. Poate la echipa de sumo. El e sergentul meu. Da? Atunci la revedere. Chelsea, a? Pentru că nu te-au luat în echipa noastră de fotbal, că ești cotonogar. Joci la Chelsea, a? Nu râde șeful, că vorbisim și cu Iorgănescu, dacă vrei să știi. Rămâneți cu noi, revenim imediat. Mă, voi nu v-ați sătura, mă, să slugărim pe rapandula asta? Ba da! Păi atunci, haideți, mă, înăuntru, că am eu o ultimă soluție. Hai! Tu ești inconștient? Vrei să... Ca să nu mai mă luați de sus, da? Spuneți! Soldat, porți ranița în față, a? Ați ajuns de râsul Europei, mă. Și eu pe lângă voi. Zicea lumea că suntem club de sumo, nu unitate NATO. Sergent, ce exemplu dai tu? Ce e asta? Burtă, șeful. De neam prost? De neam prost, sergent? Uite cât de mare este. Da, șeful, dar-i calculată. Ca să contrabalanseze greutatea raniței de spate cu tot cu materialele de antrenament. Băi, aveți 2 săptămâni să slăbiți. Ca să arătați și voi a soldați NATO, nu? Oh. 2 săptămâni. Dacă nu slăbiți, vă trimit la porj, mă. Să aveți grijă de confrații voștri. Și eu, șeful, că eu nu sunt gras. Și tu, popăză, că sunteți o echipă, nu? Toți pentru unul și unul pentru porci. 2 săptămâni. Atât. Nu se poate, domn sergent, să slăbim în numai 2 săptămâni. Păi știți că ne-am trebuit antățile să le îngrășăm așa. Da, mă, așa e, și am investit atât anile, sărăcuțele. Auziți, domn sergent, dar n-am putea noi să facem o... O lipotranspirație, da? Aspirație, fraiere. Bă, e așa, lipoaspi-transpirație de asta, cum zicea. Da, ai dreptate, putem să... Dar ce e? Te duci la doctor și stopește grăsimea. Cum adică stopește? Ne pune pe grătar? Nu, da, și ne ustură ochii. Nu, mă,
Îți bagă un aparat în burtă, acesta se încinge, se încinge și când ți-a transformat toată grăsimea în untură, o scoate. Auzi, păi, fată, dar o metodă mai omenească, așa de slăbit, nu ți există? Ba da, sauna. Oh, corect! Și ieși de fițe? Că toți șmecherii merge la saună. Am citit eu în ziar. Două de saună, bă, trașcă. Ce crezi că... Păi aici e Hilton, Marriott sau Aluniș, mă rog, hotelurile astea de lux cu care mai mă cunosc eu. Bă, șoțe, dar hai să-l punem pe Gogoașe să ne facă una, nu? Nu este el mini-tehnicus? Șeful, dar se găsesc de cumpărat. Am văzut eu la teleshopping. Să mor tu! Pe bune! Și e vreo 5 milioane una, că e super ofertă. Marfă, ia chiar, uite, facem o chetă la mine în bască și ne luăm și noi una, bă, dacă nu primim o două săptămâni. Da, da. Hai, prima, marca aceea, tu primul. Eu? Păi eu nu, dacă eu nu sunt gras. Dacă te frec pe sectoare, te îngrași pe sistem nervos, mă auzi? Marca aceea. Am doar 200. 200? 200. Păi... Cum 200, mă, că tu o să fii mai gras ca mine? Vrei să te grași ca mine? Ha! Șeful mai mult. Așa, mă, marcă și tu. Sergent. Două, hai mai marcă una, ce vrei să te grași ca asta? A, nu, ca asta, vai dacă... Așa, marcă, trașcă. Dacă-mi permiteți, trebuie să iau restul. Lasă, mai lua restul, lasă, ești tu, ești taburt, ai! Ești mai gras ca mine. Vrei să atâl mai mult ca ăștia, doi? Hai, fă-i, marcă și tu. Ia... Păstrează restul. Văzut, Tereza, mă? Doamna, tot doamnă! Ia să fac eu calcul acum, cât avem. 1.600.000. Și cu ce mai pun eu încă? 4? Milioane! Nu, 4.000. Deci avem... Tot 1.600.000. Și restul până la 5 milioane, de unde, șef? E, de unde? De la Gogoașe, că tot e leșinat. Da, să trăiți. Am înțeles. E un colet strict secret de la Pentagon. Am înțeles. Pază 24 din 24, domnule ministru. Nu se atinge nici praful de-l. Cum? Dar, totuși, ce este în el, șeful? Am înțeles. Noi doar îl depozităm și atât. Am înțeles. Să trăiți. Hai, gata, nu mai plânge. Bagă trompa la mine în bască și zucă la mine. Mai ține mult porcăria asta când începe teleshopping-ul. M-a săturat. Imediat, șeful, după serial. Întrerupem programele noastre obișnuite pentru o știre senzațională. FBI-ul a descoperit o bază de cercetări strict secretă a Pentagonului în care se încearcă crearea unor soldați de tip clonă. Presupusul dispozitiv de clonare a dispărut. Se pare că oficialitățile au dorit să-l ascundă de ochii presei și l-au scos din țară. Destinația acestuia a rămas încă necunoscută. Bă, ești nebun, pă dacă ăștia clonează soldații, înseamnă că ne lasă fără pâine, bă. Am încurcat-o, șeful, precis, clonele alea o să fie pline de mușchi și fără burtă. Eu zic, trebuie să slăbim mai repede ca-l minte neamar. Cum neamar, șeful, cum? Operatura a venit cu aspi transpirație, Gogoașe! Ce fac? Câte seama? Eu sunt Victoria Vacea. Repede! Notaj, numărul! Eu nu număr de telefon. Numărul! Șase, șeful, valmiați! Felore, pauză, mă! Ce faceți, mă, aici? Ne pregătim de saună, șeful, că ne-a luat saună ca să slăbim. V-ați luat saună, a? Da, să trăiți, din banii noștri. O montează Gogoașe acum. Au, alo, 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 alo. Ce mai e, mă? M-am ars cu cărbunii, doamn sergent. Bine-ți face, mă, dacă ești prost. Ia zi, mai mult? Aproape, gata. Șeful, cu această ocazie vă invităm și pe dumneavoastră la saună, că ia uite că da... Magazia de rahat așa că... Și dumneavoastră v-ați mai împlinit așa puțin și ar fi cazul să... Nu? Mai târziu, sergent, poate. Acum trebuie să vă comunic ceva foarte important. A ajuns astăzi în unitatea noastră un dispozitiv de la Pentagon. Măi, nu știu ce face, cu ce se ocupă dispozitivul ăsta, că e strict secret. Băi,
Vreau să-l păziți ca pe ochii din cap. Ia. Pază 24 de 24. Cine se oferă? Bravo, Chiorete. Hai. Hai, hai, hai. Dar nu vreau să... Lasă comentariile. Ia hainele și hai. Dar vreau și eu să slăbesc, nu e corect, dar ce eu sunt? Vreau și eu la saună. Lasă comentariile, hai. Păi trebuie să rămân porcul unitate. Lasă că asta nu-i mai lejer așa. Am terminat. Marfă dispozitivul ăsta. Saună. Deja am slăbit 3 kg. Ai văzut, mă, Gogoașe, ce facem noi pentru tine? Ia uite. Dar cu ce bani l-ați cumpărat? Am făcut chetă. Chetă? Da. A, păi atunci să vă dau și-o bani, mă. Păi... Că vreau și-o la saună. Da. Băi, banii! Banii mei! Banii! Am ieșit la saună, mai... Cine are bani face saună, cine nu, mai șade până dormitor. Ce bine! Da, șef. Eu simt cum curchilele dă pe mine. Bine, șef. Auziți? N-ar merge să punem pe cărbunii ăștia și niște mici, aha, să nu sfârâie degeaba. Băi, haideți, bă, să mă schimbați și pe mine de la asta, că vreau și eu saună. Ce, bă? Vreau și eu saună, domn sergent. Nu vă auzim, domn caporal, de abur. Trimiteți, bă, trașcă, pe cineva să mă schimbe. Vino încoace, că nu te auzim. Păi nu pot să părăsesc postul. Ce spuneți, că nu vă auzim? Băi, nu mai faceți glume, că vreau să merg și eu la saună, că nu vreau să rămân crasul unității. Mă trimite șeful la porci. Să mai ieșiți, mă, odată de acolo. Vreau și eu. De ce am dat banul? N-auziți, mă? Da, intră, dragă, cine te oprește? Presimțirea voastră! Dacă vă imaginați că o să stau goală lângă voi, vă irosiți erecția degeaba. Hai, ieșiți odată! Bă, da, disperat ești, măi! Prănuțu! Ce crezi, dragă, că n-am mai văzut femei dezbrăcate? Oh. Și femei, nu tentative! Porcilor! Au! A, lasă, că ne-am mai slăbit un pic, ofticoasă! Șeful, dar la mine nu se vede. Păi nu se vede de burtă, Bogogoașe. De ce nu mergem în sauna? Fiindcă s-a terminat răcărbunii. Ghinion! 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 No, că trebuie să găsească o soluție, că așa nu mai merge. Păi americanii poate să lase coletul ăsta și 2 ani de zile, să-l păzesc ca prostul pe aici. Și în timpul ăsta, colegii mei transpiră frumos în slaună, slăbesc și eu rămân umflat unității. Eu și cu porții. Stai puțin, Gregorul. El mi-a vin aparat cu pentagonul tău cu tot. Da, mă, așa că lăsăm prost să te păzesc ca postul, nu? Na, na, na. Te rog eu frumos. Îți promit că nu mai dau în tine. Mă port frumos cu tine. Îți iau prăjitul. Mă, cum dracu, opresc eu saura asta, Maria. Sauna? Păi dacă asta e sauna, păi Gogoașa, atunci ce-a montat? Ori fi încurcat ăștia pachetele? Păi dacă asta e sauna, păi mă bag în ea, m-am scos! Păi bandera să ies din ea! Aoleu, ce frumos e! Ia uite, bă! Ia, ia! Câte butoane! E pe care, uite, apăs pe ăsta, ia! Ia uite, ia! Cine ești? Sunt tu. Ești eu? Dacă vrei, îți dau și eu, ca să meargă mai repede, hai. Ești din carne. Păi din ce ai vrea să fiu? Din soia? Suntem identici? E, nu chiar. Prima clonă este un pic mai sensibil, așa. Clona! Hai, nu te mai uita ca originalul la poarta nouă. Zi, unde-s gagicile?
interesează. Mâine dimineață eu intru prima în saună, da? E rândul meu. Ce vorbești, mă, e rândul tău? Păi cine trebuie să slăbească făi, noi sau tu? Eu trebuie să mă mențin, da? Plus de asta că am plătit. Ia dați-mă la asta panina, păi ce-mi bat picioare. Păi mă, ce mă freac pe mine la cap atâta? Domn sergent, dar de unde? De unde? De la... De la... Și când vine după amiază ăla cu lipotranspirația, cred că aduce și aparatul ăla de băgat în bursă și de scoși să stăpească greșimea. Prostie, mă! Bă, ce dracu, că am luat lui ăsta toți banii, mă? Căutați-l la spate, șef. Nu-mi ți-e rușine, mă, adică am ajuns să dita mai sergentul să umblu în fântinii carului, mă, caută tu! Dacă te prind că pleci din post, te clonez. Nu e o idee prea bună. Întotdeauna clona din clonă iese mai proastă, că se înjumătățesc neuronii. Mă rog, atunci te dezintegrezi, na. O, bă, că nu plec, dar adun tu gagici. Bă, tu unde gagici în unitatea militară? Lasă-mă că găsești tu. Dacă nu, vezi că plec la agățat. Bine, mă, bine, lasă că ți-aduc. Stai aici, hai că mă duc să fac și eu repede o saună și mă întorc. Să nu părăsești postul că mi-au luat ăștia gâtul. Ah, mă scuzați, am greșit ușa. Wow, ce păpușe! Sper să-mi iasă prea idiotă clona asta. Auzi, meștele, ține și mie puțin locul la aparat acolo, că am și o gagică pe interval afară. Hai, te rog eu frumos, să nu intre nimeni aici la aparat. Te rog eu frumos. Ah, cine intră aici e mort! Ah! E dur băiatul. Oh, oh, oh. Uh-huh. Hai, bă, e culme, cool, parcă mi-ar ști cărțile, mă, nu mai... Mă, copii, mâine dimineață, cine să scoală primul, ala ocupă sauna. Păi, mă, eu la 7 sunt în picioare, șeful. Da? Și eu la 6. Că dai-și dracu din gură, Gogoașe, că tu ești mai muleșinat. Auzi, șeful, nu vrei să mă scol eu mai bine la 2? Ce ora două, bă, pupă-să! Bă, mai bine nu mai te curgi deloc, auzi? Iurete, ce faci, mă, te-ai dirit? Ai plecat în post! Nu, domn Serge, mi-am găsit un locuitor. Ce vă, oftica sau care-i treaba? Păi ce, vroia să ajungeți manechine fără mine? Mâine, la prima oră, sunt și eu în saună. Pam, pam! Să mor tu! Hai, mă, să vedem care se scoală mai devreme! Bă, dar tu nu te mai schimbi? Adică eu put, bă, boșorocule, sau care-i treaba? Chiorete! Bă, tu mă faci, bă! Tu nu ești și chiorete, că dracu-l pe amorul! Lasă-mă, că ți-arăt-o ție! Ce? Mă ameninți? Ah, stai că te omoră! Să nu te miști de aici, că tu omori, mă! Cum adică o să mă omori? O să-mi placă? Sunt de luminițe și ce ai de butoane? Ce mă joc și eu! Bă, sauna! Ceapă! Ha ha ha!
în sauna! Țeapă! Bă, sauna, bă! Ceapă! Acum să vă văd eu cum a intrat în sauna. Seapă, fraierilor, ați rămas pe din afară. Să pornesc eu și instalația, că până se încălzește... Luați-l după mine că mă omoară! Ajută-l! Ce frumos este! Ce luminiță frumoasă! Rămâneți cu noi! Revenim imediat! Lăsă cum face! Alți semne! Verne! Vai, ce frumos că asta! Disperată ești! Ce crezi, dragă, că n-am mai ajuns să văd? Ce crezi, a? Ce crezi tu? Te întreb eu. Zi-mi de așa, în general, ce crezi? Auzi, șeful, nu vrei să mă scul eu mâine la două? Dar mai bine te mai scol deloc, bă, pupăză. Nu te mai mulci. Ce, nu e bine sau? Și mor și ăla ești.